În seara de 19 aprilie, în zona Bucium, a fost oprită circulația, iar sub privirile trecătorilor, buldozerul a pus la pământ una dintre cele mai vechi clădiri simbol ale Iașului, hanul Trei Sarmale. În spatele meu se afla unul dintre cele mai cunoscute hanuri din Iași, dar și din toată zona Moldovei, hanul Trei Sarmale. Acesta a fost demolat în seara de 19 aprilie. Hanul reprezenta unul dintre cele mai importante simboluri ale Iașului, având o istorie veche și fiind atestat încă dinainte de anul 1700, pe parcurs având mai mulți proprietari. Acest han era faimos pentru că, de-a lungul timpului, a fost frecventat de mai multe personalități istorice, cum ar fi Vasile Alexandrii, Ion Creangă sau Mihai Eminescu. Pe acest loc ar urma să fie construit un alt han, iar proprietarii spun că construcția lui va dura aproximativ un an de zile. Demolarea hanului a generat un val de comentarii negative. Mulți ieșeni reclamă faptul că a fost distrusă o emblemă a Iașului cu un istoric extrem de bogat. Ca la noi, la români, ce pot să zic eu altceva? N-am nicio părere. Suntem în România și totul e posibil. Noi, în loc să ne păstrăm clădirile vechi, ajungem să le demolăm, că suntem noi cineva. Ce cunoașteți despre acest han? Aici venea Ion Creangă, nu mai știu, cred că și Eminescu, presupun și Veronica Micle, toți ai noștri scriitori. Am văzut dimineață. Și? Dimineață. Ce părere aveți despre asta? O părere proastă, că, cum să vă spun eu, a dat la proprietar. Proprietarul nu a avut bani să așa și probabil a luat un alt dezvoltator și face ce nu știe ce o face. Păcat de el, că eu știu de mic. Păcat. Ce știți despre acest han? Ce reprezenta pentru Iași? Era ceva rustic, vechi, înțelegeți, era, da, pe toți treceau, se adunau aici, în toate satele astea, înțelegeți? Era o amintire a lui Ion Creangă, care avea un prieten aici, doctor, și venea și stătea 3 zile aici, cu Eminescu. Șefii primăriei Iași spun că proprietarul imobilului nu avea dreptul să o demoleze. Nu există niciun fel de document care să permită demolarea. Solicitate la primărie o autorizație privind consolidarea, reconfigurarea și extindere, chiar și un plan urbanistic zonal care îi permite acest lucru. În mod paradoxal, n-a spus nimeni că i-ar fi interzis, pentru că nu era monument istoric, dar era, să spunem, o emblemă pentru cartierul Bucium. Adică oricum atrăgea atenția, măcar asupra acest lucru trebuia să fie atent. N-a respectat aceste norme, este supus rigorilor legii. Pe de altă parte, cel care deținea hanul Trei Sarmale spune că toate expertizele făcute arătau că nu este posibilă consolidarea, deoarece clădirea era foarte degradată. S-a făcut o expertiză, este o expertiză depusă și în primărie și la inspectorat. Ora expertiză s-a stabilit ca hanul să fie desfăcut și refăcut complet cu toți fundații, cu tot ce. Proprietarul hanului mai spune că imobilul va fi reconstruit până la sfârșitul anului 2023. Proiectul păstrează elementele arhitecturale tradiționale moldovenești, dar presupune o extindere semnificativă a hanului, triplându-se practic capacitatea acestuia. Proiectul include, printre altele, reparații capitale, extinderea hanului și amenajarea unor parcări. În imediata apropiere ar urma să se construiască și un hotel. Hanul Trei Sarmale este un vestit punct turistic din municipiul Iași, aflat de-a lungul șoselei Bucium. Construcția a fost ridicată în secolul al XVII-lea, iar denumirea hanului provine de la faptul că trecătorii care poposeau acolo erau serviți cu câte trei sarmale.